Examinarea iremenativă a umărului stâng evidențiază importantă modificări tendinopatice la nivelul tendonului supra- și infraspinosului distal de la capăt, cu prezența unor acumulări pseudonodulare în hiposemnal accentuat, situată paratendinoza, inserția pe marea tuberozitate a supraspinosului, cu aspect compatibil cu calcificări. Se recomandă corelare cu examinarea radiografică și eco și sau ecografică de la capăt. Importante modificări inflamatorii locoregionale în bursa subacromială, extinse sub deltoidian și între fibrele musculare ale deltoidului. De la capăt, edem intraspongios masiv la nivelul marii tuberozități, care centrează o zonă cu modificări probabil osteocondensante în dreptul calcificărilor descrise, probabil migrarea subcorticală a calcificării de la calcificărilor de la nivel paratendinos cu reacție inflamatorie consecutivă. De la capăt, tendonul mușchiului subscapular moderat tendinopatic, tendonul capului lung al bicepsului cu trai poziție și semnal în limite normale de la capăt, fără defecte focale cartilaginoase glenohumerale vizibile pe secvențele non-artrografice de la capăt, ancora bicipitolabrală fără particularități IRM de la capăt, capsula axilară îngroșată la nivel axilar și cu aspect discontinu spre originea humerală, probabil leziune tip HAGL veche de la capăt, mică reacție fluidă intraarticulară glenohumerală de la capăt. Concluzie, tendinopatie supraspinos distal cu calcificări paratendinoase și modificări inflamatorii consecutive locoregionale cu tendință la migrare a calcificărilor tendinoase transcortical până în spongioasa subcorticală a marii tuberozități cu fenomene inflamatorii consecutive, bursită subacromială, reacție fluidă intraarticulară, capsula articulară îngroșată și discontinuă la nivel axilar spre originea humerală, posibil leziune tip HAGL veche. Mulțumesc!